Întrebarea mare este dacă e gratis sau nu. Deci așa arată, se vede deja o diferență. Este prima dată când dau atâția bani ca să încarc mașina. Bine am regăsit la partea a doua din călătorii prin Europa. Astăzi o să mergem la Viena, capitala Austriei, și după aceea o să mergem și în Bratislava, undeva la finalul zilei, capitala Slovaciei. Adică nu o să stăm o seară în Viena, o să stăm o seară în Bratislava. În momentul de față suntem undeva în centrul Budapeștei. Așa că traseul nostru o să fie direct Viena. Exact cum ar trebui, o să-mi bagi un supercharger la Gior, unde eu o să vreau să o fac full. Eu o să încerc pe cât posibil să nu încarc în Austria, pentru că acolo costă superchargerul. Și o să încerc să încarc la Gior și ulterior în Bratislava. Din câte am observat e că la Bratislava au decât 6 superchargeri ca în București. Și aparent taxa de încărcare este 0,46 de euro per kilowatt. Nu știu dacă chiar costă, dar eu citisem că undeva că Slovacia și Polonia, din cauza războiului care e în Ucraina, ar fi gratis, dar vom vedea care este situația. Și ultima dată când trecem Dunărea prin Budapesta, zicem papa la Budapesta. Cam asta a fost și cu Budapesta. Chiar ne-a plăcut Budapesta, arată foarte, foarte frumoasă, deci chiar îmi place orașul. E foarte atrăgător și ai o grămadă de chestii de arhitectură de vizitat și o grămadă de lucruri de vizitat. Nu am reușit să le facem pe toate, vă dați seama, într-o singură zi, dar am reușit acolo ce e mai important. Ne începem ziua cu prima oprire la Burger King. Am mâncat și aseară la Burger King și pot să spun că chiar e bun. Eu am mâncat numai în străinătate, deși știu că e și în România. În străinătate, nu știu, are gustul chiar foarte bun. Nu ne fie de bine, începem ziua cum trebuie. Mamă, uite că scartul se apusie! Bă, frate, mereu mie îmi pune mai puțin. Primul supercharger la care mergem și e fix pe autostradă, exact ca o benzinerie normală. Hai să vedem cum arată. Și exact la benzinerie aici la OMV, vis-a-vis, avem Tesla Supercharger. Sunt curios să vedem cu cât încărcăm. Ia să băgăm să vedem cu cât încărcăm. S-ar putea să fie ultimul supercharger care este gratuit, așa că de ce nu să facem plinul acum cât îl facem pe gratis, că după aceea o să plătim curentul, s-ar putea. Așa că mai bine facem plinul acum și vedem care e treaba. Am ajuns cu 21% și încărcăm cu maxim 100. Mamă, că e bine, 151. A few moments later. Am mâncat niște chiurtoși, mașina este plină, 100%. Bandorf, ajungem cu undeva la 73, după aceea Viena și după aceea în Bratislava ajungem cu 32%. Deci avem o marjă de eroare destul de bună, o să fie ok. Urmează să intrăm acum în Austria, să vedem cât de complicat e să ieșim din țară, având în vedere că suntem în spațiu Schengen și teoretic ar trebui să nu prea ne mai întrebe nimica. Vedem care e situația. Republica Österreich. Gata, Austria. Da, deci chiar atât de simplu e, aparent, chiar e foarte simplu. Deci aparent, cred că, uite, mai întreabă așa un control. Ah, să le arate interiorul. Da, ce au? Mă, dar pe fiecare ea, vezi? Așa cum am zis, am ajuns și în Pandorf. Uite câte branduri avem acolo, o grămadă de nebunii. Dar adevăratul outlet e în stânga. Aici sunt o grămadă de magazine de toate tipurile, dar pe noi ne interesează outlet-ul de haine. Hai să dăm gheară la portofel. Două fete, credeți că o să scap repede de aici? Ziceți acolo. Tot outlet-ul, cam atât de mare. Noi suntem acum în zona premium. Trebuie să ajungem undeva pe acolo neapărat. La cum se prezintă prețurile pe aici, trebuie să ajungem undeva în partea cealaltă. Până la urmă am luat și ceva de la Boss și ceva de la Nike. Acum o să mergem să le culegem și pe fete de la Nike și trebuie să mergem către Viena, că deja s-a făcut ora 4, cred că, și tot n-am ajuns în Viena. Și nu avem seară în Viena, vrem doar să vizităm foarte puțin Viena, o lăsăm pe Miruna și după aceea înoptăm în Bratislava. Deci am ajuns undeva la ora 2, e ora 5 acum. Ne ajută, am scăpat de aici pe acum. Ajungem undeva la 6 în Viena. Cu Dumnezeu înainte. Sperăm că o ne chelește de bani prea rău pe aici. Primele 30 de minute 1 euro, după aceea iar 30 de minute 1 euro și după aceea 2,50 euro. O parcare relativ în centru. Fix cum am ieșit, am dat de biserica asta.
Și acum o să mergem în centru, la Ștefan Plaț, unde Mirona deja știe care e treaba pe acolo. Și o să încercăm Five Guys pentru prima dată, cred că. Destul de scump, asta știu sigur, că e foarte scump. Mi-a zis un prieten că e cel mai scump aici, din păi da. Pe toate e cel mai da, scump. Da, da, exact. What the fuck? Nu pot să fac asta. Hai că e greu să urcați pe... da. Se vede acum care... Mamaie! Mamaie! Cam astea sunt prețurile. Sunt 4 burgeri. Din 4 trebuie să aleg. Ei sunt așa de vechi? E foarte ciudat că nici nu-ți arată cum arată, nici nimica. Bacon burger sau hamburger? 2000 years later. Am dat 14 euro pe un burger. Cel mai scump burger de aici. Bacon, cheeseburger. Vedem ce este. Nimeni de la masa asta nu a mâncat niciodată la Five Guys. Asta a făcut multă reclamă la burgerul ăsta. Să văd și eu care e treaba cu el. L-am luat nu prea complicat. Deci are bacon, are hamburger, are brânză, salată, maioneză, ketchup. E ok. Hai să iau o gură. Mamă, dar e mare rău de tot. Boy. Bă, e bun, e, are gustul mult mai natural, mult mai ok decât la Burger King. Dar revin cu feedback după ce termin să vă dau o părere în comparație cu ce am mâncat la Burger King. Prea bun. Oh, ia uzi, bine pe reacție, direct, cel mai bun. Cum a fost? Mirona? A fost ok. A fost ok. Da. Bă, eu pot să spun că a fost bun, dar nu a fost de 14 euro bun sub nicio formă, adică a fost destul de scump, dar a fost bun. Dar nu m-am săturat, aia e problema. Ia uite ce frumos. Da, mă, deci am ajuns și la Viena aici foarte frumos cu mașina. De acum o să ne întoarcem relativ de unde, că ne ducem spre Slovacia, ceva în genul ăsta, o să ne ducem mai spre nord așa, cu munți, o să fie destul de frumos, dar până atunci o să mergem în parcul de distracții acum. Sperăm să fie bine, ca să nu fie rău. Ia uite-i. 3, 2, 1 și... Haide! Mamă, ce catering că e, frate. Asta vreau să văd, ești nebun? Azi, casa, vezi? Casa ce asta acum am văzut. Tu ești nebun, tu te dai în asta? În chestia asta? Cât de urât e. Eu acum are să-ți duci, uitați-vă câte sunde de astea așa. Bă, te dă de peste cap de nu știu cări. Da, deci băiatul la care ridică mâna sunt eu, iar Mirona este în partea dreaptă. Deci a fost o experiență foarte frumoasă. Așa? Da, foarte frumoasă, mă doare burta. Mă mai dau. Gata și cu distracția din seara asta. Da. Miruna se dropează aici în Viena. Se dropează. Mamă, ce aici avem? Mamă, ce aici avem? La familia, papa acasă. O să fie două. Noi ne continuăm aventura acum în Slovacia, Ungaria și puțin prin România. O să vedeți voi care este situația imediat. Un fel de Budapesta, mai că bune, deci. Am ajuns la cazare, am luat cheile și am avut o surpriză plăcută aici la cazare pentru că am găsit ceva tare frumos. Deci e în contrast total cu ce am avut în Budapesta, pentru că este extrem de mobilat, extrem de frumos. Hai să vedem cum arată baia, fac un mic tur. Așa o să facem. Mamă, finuț, mamă, dar mi-a lăsat și o grămadă de șampon, de tot ce vrei, nebun, prosoape. Tipul care ne-a dat cazarea, bă, super de treabă, dar din păcate nu știam o boabă de engleză, deci abia reușea să scoată câteva cuvinte de yes sau nu și ne vorbea prin semne. Asta a fost un minus, dar cazarea e pe bune. Tipic zona asta. Toaleta e aici și aici este doar chiuveta și baia. Spuneți-mi acolo în comentarii cât credeți că a costat cazarea asta. E timpul să mâncar și eu puțin bateriile să mă odihnesc, pentru că mâine este o nouă zi în capitala Slovaciei, Bratislava. Să vedem care e treaba cu capitala asta, pentru că n-am fost niciodată în Slovacia, nu prea știu mai nimic legat de țara asta, dar o să fie interesant. The next day. Până dimineața, este o nouă zi. Suntem aici în fuișorul ăsta, nici nu știu cum ar trebui să numesc
chestia asta așa cum arată, dar arată super drăguț. Hai să vă arăt acum cum arată priveliștea pe care o avem. Deci avem curtea aceasta și undeva în partea aceea este Austria. Acum o să plecăm de la locația aceasta, o să vizităm Bratislava, ce e de vizitat pe aici, și după aceea o să mergem în următoarea localitate. Primul obiectiv pe ziua de azi, Devin Castle. Se numește, practic, o ruină așa de castel. Am luat decizia că e mult prea sus. Preferăm să luăm pe jos și să mergem să vizităm puțin pe aici, lângă Dunăre. Și după aceea ne ducem către Bratislava. Și iar am dat de Dunăre, ne urmărește în excursia asta o grămadă. Am terminat cu castelul aici. O să mergem acum să încărcăm mașina, ca să știm că avem mașina încărcată. Dacă dăm un clip pe Supercharger, vedem că are doar 6 posturi ca în București, numai că sunt maxim 130 și ar apărea o taxă de încărcare. Urmează să vedem dacă chiar va trebui să plătim și dacă asta va fi prima încărcare cu plată pe care o să fac eu vreodată, și să vedem cum funcționează plata, de unde mi-a banii, o să vedem acolo. Măcar nu suntem singurii care mergem către încărcat, că acum știi și unde trebuie să mergem. Aparent facem dreapta aici. A, uite mă, că avem logo! Uite, scrie aici, logo Tesla. Întrebarea mare este dacă e gratis sau nu. Da, o să vedem noi. Deci așa arată, se vede deja o diferență, după cum am spus, sunt două în loc de unul. Și noi o să folosim pe acesta. Acesta este cel vechi pentru Model S și Model X. Deci noi o să luăm pe care? Pe ăsta? Cred că ăsta. Și avem buton aici. Prima dată când bag un ăsta vechi. Și gata. Ori 35. Sesiunea curentă 0,00 euro. Întrebarea e dacă o să coste sau nu. Mental văd că e gratis, nu știu. Deci chiar e, acum chiar nu știu și... stai mă, costă, uite. Uite mă că primul supercharger la care costă, dar zicea 0,07, acum 0,05. În fine. Da, deci aparent costă. Și 50 de minute durează ca să se facă full mașina. Te vede că se încarcă mult mai greu. Sunt superchargere mai vechi care încarcă cu maxim 125 sau 150 ceva în genul ăsta. Deci da, asta este situația. Pentru prima dată încarc cu bani. Până acum am încărcat la superchargere numai gratuite. În Bratislava este primul supercharger la care încarc cu bani. Am ajuns undeva cu 13%, 14% la baterie, așa că cu ocazia asta o să văd și cât costă un plin la Tesla mea. O să intrăm și noi acum în mall, pentru că tot ăsta de aici este un mall imens și probabil o să mâncăm ceva. Ne întoarcem după aceea. Trebuie neapărat să scoatem de la încărcat, că după aceea o să ne umfle de bani, ne rupe. Acum e momentul adevărului. Cât la sută e mașina? Mașina este 100%. Ne spune cât ne costă, 21,65. Spuneți în secțiunea de comentarii ce părere aveți. Deci practic costă 20 de euro aproximativ un plin la Tesla, de la 15% până la 95%, atâta costă. E bine. Nu știu, spuneți cum vi se pare prețul pentru comunitatea care oferă. Este prima dată când dau atâția bani ca să încarc mașina. Niciodată nu am plătit atâția de când am mașina. Am primit și notificare, am plătit 21,16 euro, respectiv 105 lei. Deci da, mi-am luat și banii, e tot ok. Da. Din nou am ajuns la Dunăre. Mai că acum suntem în Bratislava, nu mai suntem în Budapesta. Ne-am luat bilete să intrăm în castel. Nu cred că am destul de neuron să înțeleg arta asta. Nu știu dacă cei care vă uitați la acest video sunteți Picasso sau nu, dar eu nu prea înțeleg care treaba cu picturile astea. Am mâncat atâta pentru priveliștea asta. Vedeți-vă cum arată locul ăsta. Și putea transpirație grav. Deci, nu e niciun pic de aer și putea transpirație și e și cald. Hello. Gata, nu văzut nimic. Mi s-a cam luat de atâtea scări și nebunii. O să ne retragem acum să ne plimbăm, cred că, prin centru. Că am văzut care trag castelul. Frumos și prin centru pe aici, prin Bratislava.
Și ce am observat față de restul țărilor pe care le-am mai vizitat în excursia asta este că e foarte liniștit aici în Bratislava față de Viena și Budapesta, unde e mai mult haos. Aici e mult mai chill. Chiar e mult mai chill. Și noi acum trebuie să ajungem acolo. What? Oh. Deci ați văzut pe podul ăla. Ne acum urcăm pe pod. Urcăm acolo, în sfera aia, în OZN-ul ăla. Ne-au ajuns și burgerii. Bă, deci arată într-un mare fel. Deci am dat 15 euro pe porția asta de burger cu cartofi și la Five Guys am dat 14 euro pentru unul singur. Mai bine cu lumina asta. Deci cam asta a fost aventura în OZN. Am făcut niște poze mișto, să intrați pe Instagram, să dați acolo pe butonul de like la poză. Acum o să mergem în Zvolen, următoarea locație în mijlocul Slovaciei de data aceasta. Ne apropiem ușor ușor de Polonia chiar. Ok. Și cum arată pe aici? Lumina aprinsă. Una bucată toaletă. A, din nou, toaleta într-un loc, baia într-un loc, nu? Da, basic. Un dormitor care are 3 paturi. După aceea mai avem... Ok. Drăguț. Și asta așa. Da. Și asta e. Nu vreau să testăm aici, facem testul suprem. Nu că e cu soft plus, ia-te. Aici e cu soft, ia uite. Hey. Gata, guys, ne ducem să luăm bagajele și ne revedem mâine. Bună dimineața, cam așa arată și priveliștea noastră. Dar noi o să închidem aici acest vlog. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Și dacă vreți să vedeți continuarea din această excursie, nu uitați, dați acolo pe butonul de like și o să apară și următorul episod.